Salut, prieteni! Bine v-a regăsit! Eu sunt colonelul, după cum știți, colonelul Murtenga. Am revenit cu acest videoclip să mulțumesc echipe Metin2.ro. Poate o să ziceți că iar am început cu Metin și cu... Vreau să mulțumesc lui CGM Aime, CGM Azona, nu știu dacă pronunț bine, pentru că dicția mea referitoare la engleză nu este una de nota, zici. Eu am luat ban permanent pe forum Metin2.ro din cauza acumulării a mai multor sancțiuni, avertizmente și mi-a părut rău că nu mai eram și eu acolo. Dar ce să faci? Regulile trebuie respectate, nu? N-am venit să acuz pe cineva. Toată vina este a mea. Nu este vina nimănui că am fost eu sancționat. Dacă eram mai atent, poate că și în momentul de față eram fost metin pe bun. Da, deci am venit să mulțumesc celor doi CM, CGM. Nu pentru premii, nu vă gândiți la premii sau favoritisme, nu vorbesc despre așa ceva. Mă refer la un joc care îl jucam înainte să fiu banat. Pe forum, jocul trandafir. Am văzut că mi-au oferit tot trandafir și vreau să le mulțumesc acestor doi CGM, CGM IME și CGM iPhone. Nu mai știu sigur ce mi-a oferit, pentru că eu trec într-o perioadă de depresie și uit foarte multe aspecte. Este un gest de nota 10 făcut de către acești doi game master. Și doar atât vreau să le mulțumesc. Mai referitor la joc, dacă vă întrebați dacă mai joc, nu prea am frecventat jocul Metin2.ro, deoarece am fost extrem de obosit, am avut așa o stare de anxietate. Țin să mulțumesc și celor care n-au ezitat să profite de ocazia că nu sunt pe joc și să spună că eu aș fi furat iteme de la alți jucători. Cum să vă spun, pe mine nu mă interesează munca altui jucător decât să văd un jucător că suferă. Mai bine mă las de metin. Nu stă în caracter să mă îmbogățesc pe munca altui. Nici n-am de gând cu asemenea oamenii care nu vor nimic ca jucătorii. Este construită din asemenea oameni, este construită și echipa Metin2.ro, stafful, da? Ei nu au nevoie de iteme sau yank de la jucători. Altfel, vă dați seama că nu mai erau. Nu, dar există o mentalitate aici. Depinde de cum gândești. Dacă vrei să fii corect cu jucătorii, ești corect. Dacă vrei să te dai, ai de pierdut multe. Pentru că frauda, în general, nu prea e tolerată. Și înșelăciunea, nu poți să înșeli cineva să nu te aștepți la consecințe ceva mai grave. Deci, ce spun ce să...
Eu nu vreau să spun acum că am făcut video să cerșesc cumva milă să... Am spus să-mi pare rău că m-au blocat, că am fost banat forum, dar tot rău spre bine. Nu trebuie să jignesc sau să mă cer cu cineva. Am încercat să port o discuție și am ajuns la concluzia că nu se mai poate. Am vorbit și cu Halford, community manager, și a spus că în aceste situații nu se mai poate face nimic pentru mine. Bang rămâne permanent, eu mi-asum consecințele. Totuși am vrut să discut puțin pentru că simțeam nevoia să le mulțumesc. Nu am nimic cu board administrator Bebestru, dar nu am personal. Poate restul jucătorilor o acuză, eu nu am nimic. Și-a făcut tatuia. Și acum trebuie, poate și mai bine decât trebuie. Și așa, eu am greșit. După ce am luat bani permanent, nu trebuia să mai fac un al doilea cont. Și l-am făcut. Aici a fost greșeala mea. Am vrut să le arăt că eu trebuia să le arăt atunci că eu nu mai încarc regulamentul, dar l-am arătat că am eu altceva în cap. Și că eu pot să-i păcălesc pe ei. Am avut ofertă de alt cont pe forum, dar nu vreau să... Nu-mi trebuie un alt cont pe forum, pentru că de ce să mă ascund în spatele unui alt user? Nu pot face așa ceva. O să încerc să mă resemnesc cu ce s-a întâmplat și poate vreodată pe altă comunitate, dacă aș mai avea. Bine, zic și de comunitatea mea din Devon. Dacă mi s-a mai oferit o șansă, cred că primul lucru pe care l-aș face ar fi să învăț regulamentul, să-l învăț pe de rost. Pe de rost, pe din afară. Să știu ca și pe o poezie. Acum nu știu ce să zic. Regulile sunt reguli și nu cerșesc nimic. O simțeam bine la acel joc, jocul trandafirului. Pentru mine, cum să vă spun, forum, ca să vorbesc mai mult despre forum, că jocul a început să... să fie din ce în ce mai mulți oameni răi și care mi-au impactat viața privată și a început să nu mai plac. Deja mă panichez când intru pe mete. Dar aici nu mai suport răutățile oamenilor. În schimb, forumul m-a ajutat foarte mult să mă exteriorizez. Deci, când te interiorizezi, atunci și depresia sau ce am eu devine mult mai mare, pentru că nu poți să vorbești, să discuți cu cineva, să vorbești. Și eu sunt conștient de lucrurile astea, că dacă țin totul în mine, îmi fie și mai rău. Niciodată nu trebuie să țin în tine orice supărare care o ai, trebuie să încerci să te exteriorizezi, da? Eu am încercat pe mai multe căi. Primul a fost jocul. Pentru că eu eram foarte închis în mine când am început să joc Metin 2.1. Îmi treceam într-o stare de depresie și acum trec. Dar acum e mai greu să îmi găsesc fierul. Să-mi găsesc ce aveam înainte și
Ce aș mai putea să mai am acum? Pentru că te gândești că nu mai ai nimic. Așa se manifestă o depresie. Aluneci tot mai mult, tot mai mult starea de depresie și e foarte greu să mă ridic. Poți că nu mai ai un somn în care să-ți relaxeze creierul. Trebuie numai. Ești pur și simplu în continuu. Aceasta e. Te tristezi. Încep. Ți se repetă gândurile în continuu pentru că vorbești cu tine în acel moment. Aș putea să spun multe despre cum se manifestă la mine depresia asta. Dar cred că majoritatea cunosc stările. Sau dacă nu le cunosc, poate că pe internet se poate afla mult mai multe. Nu despre mine, în general, despre boala asta în sine. Când simți atunci că e singură, parcă se micșorează totul în jurul tău, pereții vor să te înghită. Asta văd eu. Și la un moment dat mă pierd. N-am putut să vorbesc despre starea care o am până acum, pentru că la ultimele videoclipuri în care am vorbit despre depresie, despre boala mea, eram foarte... Dar nici nu puteam să mai vorbesc. Dar am simțit nevoia că trebuie să spun. Dacă eu nu fac aceste videoclipuri și pierd orice contact cu lumea, o să mă aflăm și mai rău în depresie. Când fac aceste videoclipuri, se construiește o legătură între mine și lumea, care poate să fie formată din oameni răi și oameni din care nu e nevoie să mă înțeleagă, dar măcar să mă lase în pace, să nu se mai aibă mine. Pentru unii, faptul că m-am filmat au tratat aceste manifestări ale mele la alt mod. Cum că aș fi de punța? Nu știu, asta nu pot să știu. Nu o să zic acum nici că sunt, nici că nu sunt. Sunt doar traumatizat. O să nu știu dacă s-a înțeles bine în acele videoclipuri. Care au fost cauzele și ce cauză. Singurătate. Sunt conștient că dacă nu să mă exteriorizez și nu o să încerc să port, să comunic cu cineva, o să-mi fie și mal. Deși câteodată când comunic și vorbesc despre problemele mele, mai rău mă panichez, pentru că în cazul astea de depresie, oamenii încep să strângă de milă și eu exact de milă nu am nevoie. Pentru că nu vreau să accentueze starea, nu motiveze și mai rău. Dacă o să-mi spună că da, e rău de tine sau ce grav sau cât de grav poate să fie, nu pot să cred așa ceva, pentru mine o să-mi dea ideea că deja e mai gros.
Nu că ar fi că eu îmi fac curaj și am încredere mai mult în viață când văd și necazurile altora. Mă gândesc că numai eu nu sunt numai eu am situația în care să-mi tai venele, să știu. Poate alții sunt mult mai rău decât mine. Dacă aș purta așa o discuție cu un psiholog, n-aș vrea să-mi spună că trebuie să fii puternic sau... Pentru că atunci o să-mi dea de înțeles un star că eu nu sunt puternic. Nu știu cum ar trebui să procedez un psiholog cu mine. Cert e că eu nu aș proceda. Dacă aș vedea pe cineva în starea mea, aș ști foarte bine de ce are nevoie. Aș ști că nu mai are nevoie să-i spun că e trist și îi se întâmplă sau. Nu pot, am vrut să spun o cale amiabilă, să înțeleagă toți prietenii și toate cunoștințele mele, că eu am momente când nu mai pot să discut cu cineva. M-am săturat să spun că am acele stări de... Când am acele fobii, pentru că simt că rămân fără aer sau... Și nu vreau să mă necompătimesc pe nimeni. Hai să trec la altceva, să nu mai fiu așa de simțit. Vreau să le mulțumesc tuturor care au fost alături de mine. Care m-au ajutat tot acest timp pe joc. Am foarte mulți prieteni. Nu mai vreau să atentez la viața mea privată, pentru că m-am săturat și eu numai. Nu accept așa ceva. Mă afectează într-un fel. Pentru că tu atunci când știi că nu e bine, nu trebuie să-ți mai spună și altcineva că nu e bine. Că nu ești bine. Nu știu ce să mai spun. Nu știu ce să întreb. Să încerc să-mi rețin și nu mai e ca la ce simt foarte obosit, foarte deprimat. Și v-aș ruga să nu mai cei care au spus că eu sunt un om rău. Vă înțeleg, nu, adică nu vă înțeleg deloc. Nu știu ce mă trebuie să mă acuzați. Eu mi-am făcut viața privată, mi-am transformat-o în viață publică la internet. Și asta este și greșeala mea. Pentru că trebuia să mă văd de treaba mea să nu... Dar nu știu, mă, asta e, eu am vrut să mă exteriorizez, să mă înțelegeți, să nu... să fiu societate. Și la societatea m-a exclus.
nu pot face nimic în cazul ăsta. Pot doar să rămân exclus de societate și să mă agreze cei care vor să mă agreze. L-a jucat pe jucătorul care se leagă de viața mea privată. Nuci un de pe metru de vor, o să o lase mai mare, că nu mai vreau să mă trăiască într-una. Are dreptate, nu am femeie și mă afectează foarte mult când cineva lovește așa, cu cuvinte care nu pot să le mai tolerez. Nu sunt agresiv, nu fac, nu este nimeni. De în contră, dacă cineva mi-ar da o palmă, ieși întoarce și o brazul celălalt. Acum, cu câțiva ani, poate eram altfel, acum nu mai. Acum încep, o să râdeți, poate. Și nu o să vorbesc despre religie aici. Eu încerc să mă apropii cât mai mult de Dumnezeu, pentru că într-o situație tasă de depresie, numai Dumnezeu poate să îți rămâne alături, numai. Poate și familia și. Dar nu poți să țin legă, nu v-am spus, pentru că nu ai cum să știi cum să te comporți cu cineva care are o depresie, care e afectată de anumite lucruri. Cam atât. Vă doresc sărbători fericite.